Și au început atacurile, bineînțeles, între candidatul PSD Gabriela Firea și candidatul PUSL Cristian Popescu Piedone. Ambii sunt interesați unul de retragerea celuilalt, bineînțeles, și asta spun ei pentru a-l învinge pe actualul primar Nicu Șordan. Dar niciunul dintre ei nu și-a anunțat intenția de a ceda. Mai mult chiar, Piedone susține că PSD a băgat-o pe Firea la coșul de gunoi, citez, iar apoi a reciclat-o și a spus că este cea mai bună. Aceste sondaje ori ne duce clar în ideea că blatul PSD-PNL-USR de a-l face pe Nicu Șordan primar general, ori frica de Cristian Popescu Piedone, intrând și Regina în joc, probabil să o vadă pe locul 2 și să-mi spună că eu am cea mai mare șansă să câștig în fața lui Nicu Șordan. Lucrul ăsta trebuia să o facă partidul pe care au reprezentat-o și a aruncat-o la coșul de gunoi, scotându-l pe doctor, după care a reciclat-o și a spus că e cel mai bun. Atunci, dacă spunea, Piedone nu candida. Astăzi Piedone nu se retrage, poate să sune și doamna Firea și oricine. S-a sunat până acum? Nu m-a sunat nimeni și nici... Da, nu m-a sunat absolut nimeni, că răspund la orice telefon. Nu m-a sunat nimeni, nu sun pe nimeni, nu mă retrag. Declarațiile vin în contextul în care atât premierul Marcel Ciolacu, cât și Gabriela Firea l-au îndemnat în ultimele zile pe Cristian Popescu Piedone să se retragă. Firea spune că încă așteaptă un telefon de la Piedone. Fiecare persoană își apropie decizii. Dacă mai este loc, da, am telefonul deschis, vorba domnului Mihai Tudose, dacă mai este cale, doar domnia sa poate să spună, să declare. Eu mă ocup de campanie, de întâlnire cu cetățenii, cu asociațiile de locatari, cu mediul de afaceri, cu părinții care sunt nemulțumiți că încă în București se învață în 3 schimburi și copiii sunt foarte chinuiți, de părinții copiilor care au avut mari întârzieri la acordarea stimulentelor care au fost propuse și votate pe timpul meu. Și revenim la discuția noastră. Doamne, am văzut pe cei doi candidați care par avea destul de multe elemente comune în ochii electoratului, cel puțin. Asta arată și sondajele, că par a fi cam aceeași tipologie de alegător, cel puțin pentru Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea în mare, evident, cu diferențe. Dar, dincolo de asta, e deja vizibilă o scădere în cifre, o scădere în clasament pentru Cristian Popescu Piedone. Și mai mult de atât, el vorbește despre un blat cu PSD al lui Nicu Șordan. Cred că e prima oară când aud asta. Blatul cu PSD l-a făcut partidul pe care îl conduce de-a lungul timpului, hai să o spunem pe dreapta, care niciodată n-a trecut pragul și a trecut pragul în cârca PSD-ului. Dar să revenim. PSD nu l-am votat niciodată, dar PSD în București are structuri. Da? Partidul domnului Piedone nu are. Deci Piedone e one man show, cum se întâmplă și cu Partidul Aur, care are o portavoce, care mobilizează pe Facebook, pe TikTok, pe electoratul, dar el nu are structuri. Partidul pe care îl conduce nu are structuri, exact ca și Aur. Deci nu avea nicio șansă, nici înainte să câștige. Problema este că el nu vrea să recunoască și eu cred că partidul pe care îl conduce, oamenii din partid, negociază pentru europarlamentare. Și tot acest circ va fi bătălia între doamna Firea și domnul Nicu Șordan. Este sigur asta. Asta spun structurile din București. Domnul Piedone este un vodevil pentru cei care votează teoretic pe rețelele de socializare. Dar el nu are structuri, da? Decât în anumite locuri în care a activat alături de anumite personaje care nu sunt chiar frecventabile. Deci, încă o dată, la ora asta eu cred că se negociază la sânge parteneriatul dintre partidul domniei sale și PSD la alegerile parlamentare. Ăsta e jocul. Și face tot mai greu pentru Gabriela Firea și cred că domnul Ciolacu se bucură la cum a jucat în numirea doamnei Firea.
Deci domnul Ciolacu a scos-o pe doamna Firea la înaintare cu o ghiulea de picior. Și dacă va pierde, nu va recunoaște că e vina domniei sale. Asta e problema. Și va negocia cu partidul domnului Piedone, dacă o mai fi președinte de partid în toamnă, listele pentru parlamentare. Da? Toată harababura asta, se retrage Piedone, nu se retrage, nu se înțelege cu Gabriela Firea, l-ar ajuta pe Nicu Șordan sau ar fi pur și simplu neinteresant pentru electoratul dumnealui sau pentru cei care încă nu s-au hotărât, pentru că procentul acesta este mare și de acolo ar putea să vină o surpriză? Mă uitam la votul pentru Consiliu și la votul pentru candidații la primărie. Nicu Șordan are o mare problemă, pentru că oamenii nu înțeleg, că m-am uitat, el are 1% și alianța care îl susține are alt procent. În momentul în care, să presupunem că scenariul câștigă domnul Nicu Șordan, cu un consiliu ostil, ne amintim primul mandat al domnului Băsescu, când zicea, dați-mi un consiliu ca să pot, cum zicea și domnul Iohannis, dați-mi un guvern. Da? Deci, încă o dată, chiar dacă va câștiga domnul Nicu Șordan, nu va putea să-și implementeze toate strategiile pe care le dorește, pentru că va avea un consiliu ostil care va pune tot timpul frână. Deci rugămintea mea este, când mergeți la vot, hotărâți-vă, mergeți cu primarul și cu consiliul pentru el, dacă tot vreți să-l ajutați. Deci nu votați un primar dintr-o parte și unul din consiliu, că va fi blocat Bucureștiul. Și 2025 nu va fi un an ușor. Și nu ar fi prima dată când lui Nicu Șordan se întâmplă asta. El are deja experiență în domeniul acesta al neînțelegerilor cu Consiliul, dacă e să spunem așa. Și da, e posibil să se repete situația în cazul în care va fi ales de bucureșteni. Mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru această analiză. Săptămâna viitoare